Iată, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimpi, stimați spectatori. Invitata noastră de astăzi e doamna deputată Elena Natalia Intotero, deputat PSD de Hunedoara. Vorbeam despre problemele sociale, despre faptul că educația și sănătatea nu par a fi o prioritate pentru acest guvern, dar vorbeam și despre activitatea domniei sale în teritoriu. Ce alte activități în teritoriu mai depuneți dumneavoastră, doamna Intotero? Am încercat cât am putut și voi încerca să fiu la fel și în perioada următoare, în fiecare săptămână când ajung acasă, să am întâlniri cu cetățeni din județul Hunedoara, cu colegi primari din toate zonele județului. Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu colegii primari din toată zona Hațegului, dar am avut o întâlnire în prealabil și cu Asociația Proprietarilor de Pensiuni și Agropensiuni din zona Râușor, comuna Râul de Mori. Aceștia se confruntă cu o mare problemă, energia electrică, rețeaua de energie electrică. Din păcate, aceasta necesită o reabilitare. Zona s-a dezvoltat foarte mult. În momentul de față există un număr de aproximativ 50-60 de pensiuni, agropensiuni în această zonă, plus încă vreo aproximativ 200 de imobile din ceea ce mi s-a relatat în discuții și de cele mai multe ori în momentul în care sunt foarte mulți turiști, mai ales acum în această perioadă încă de iarnă, au fost foarte mulți turiști la pârtie la Râușor, rețeaua de energie electrică a cedat. Da, și au rămas zile întregi fără energie electrică, ceea ce înseamnă n-au mai avut apă caldă, cei care se încălzesc cu apa caldă, încălzesc cu boilere, frigiderele unde țineau toate alimentele. N-a mai funcționat și așa mai centrala departe. Termică, dacă centrala termică și toate celelalte neajunsuri. Și vedeți dumneavoastră, este o zonă binecuvântată de Dumnezeu, ca multe zone din județul Hunedoara. Administrația locală, administrațiile locale fac eforturi pentru a încuraja cât mai mulți cetățeni să vină să-și dezvolte afaceri în zona respectivă, pentru că turismul este alternativa de dezvoltare economică a județului Hunedoara. Dar atunci când acești agenți economici se confruntă cu astfel de probleme, într-adevăr stau să se gândească, mă mai extind sau încerc să-mi vând ceea ce mi-am făcut aici pentru că mă întâmpin dificultăți. De asemenea, așa cum am enunțat anterior, astăzi am avut întâlniri cu colegi, cu cetățeni din zona Gioagiu, zona Simeria, comuna Rapold. În cursul săptămânilor trecute am avut întâlniri cu primarii din zona Bradului, chiar și din municipiul Brad. Primarii din această zonă își doresc de foarte mult timp un proiect care le-ar aduce mari beneficii. Pe fostul amplasament, fosta cale ferată de la Brad până la Mintia, își doresc să realizeze o pistă de biciclete. Ar fi cea mai lungă pistă de biciclete din Europa. Acest proiect, care implică o sumă de bani considerabilă, poate fi realizat pe fonduri europene. În cazul în care și există această dorință ca toți primarii să se organizeze într-un ADI, principala condiție ca ei să acceseze aceste fonduri europene este ca terenul de pe raza fiecărei unități administrativ-teritoriale să treacă în administrarea unității respective, apoi ei să facă acest ADI. Aceasta se poate realiza printr-un proiect de lege asemănător cu cel făcut de parlamentarii Partidului Social Democrat privind cetățile dacice, adică aceste terenuri să treacă în administrarea de această dată a unităților administrativ-teritoriale, respectiv consiliilor locale. Pentru aceasta, primăriile, consiliile locale au nevoie de o hotărâre. Am avut deja întâlniri la primăria municipiului Brad. Domnul primar Florin Cazacu este un fel de lider, dar în egală măsură coleg cu toți ceilalți primari, indiferent de culoarea politică. Proiectul este deja finalizat, așteptăm hotărârile Consiliului Local. A fost nevoie ca ei să identifice de la cadastru suprafața de teren
aferentă acestei porțiuni pe fiecare unitate administrativ-teritorială și aici eu vreau să invit pe toți parlamentarii județului Hunedoara să fie parteneri în acest proiect de lege, pentru că vom aduce un bine zonei de nord a județului Hunedoara. Va fi o deschidere fantastică și în această zonă superbă, vizitată de mulți turiști, dar din păcate o vizitează și pleacă. Ar fi o posibilitate ca turiștii să mai rămână cel puțin încă o zi în această zonă. Primarii își dau toată silința pentru dezvoltarea fiecărei localități. Avem tradiții superbe. De ce nu ar putea să fie și la noi, așa cum există și în alte județe? Dau aici exemplu județul Alba, unde există nenumărate locații unde te duci, te cazezi, poți să îmbraci chiar și portul tradițional din zona respectivă, mănânci produse tradiționale. Deci există toată disponibilitatea din partea primarilor și să știți că am fost foarte bucuroasă să văd o unitate a acestora, indiferent de culoarea politică. Deci fiecare zonă a județului reprezintă o prioritate. Am făcut mai multe interpelări miniștrilor, asta în urma discuțiilor cu cetățenii din județul Hunedoara, cu primarii din județul Hunedoara. Una dintre aceste interpelări vizează, de exemplu, pe domeniul de educație. Există un număr însemnat de școli care în momentul de față nu mai sunt funcționale. Clădirile acestora încep să se degradeze, unele dintre ele reprezintă chiar pericol pentru cetățeni. În acest sens, am avut o discuție, dar înainte am făcut și o interpelare domnului ministru pentru a ne pune la dispoziție câte unități de învățământ de la nivel național, atât în mediul rural, cât și în mediul urban, există în momentul de față nefuncționale, urmând ca apoi să fac un demers pentru modificarea legislației actuale, care prevede că o astfel de clădire poate fi dată în administrarea primăriei respective a Consiliului Local doar pentru destinații culturale. În momentul în care vom vedea numărul acestora, o să încercăm să dăm posibilitatea, prin această modificare, să fie folosite aceste spații și pentru alte destinații, bineînțeles cu aceeași condiție. Dacă într-un viitor vor exista din nou copii pentru ca acea instituție de învățământ să se deschidă, consiliile locale prin primărie au obligația de a pune din nou acel spațiu să fie funcțional pentru școală. Doamna deputat, ați atins un subiect sensibil. Pentru mine, când spui școală sau sănătate, devine un subiect sensibil. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că am și eu doi copii care sunt la școală. Ca mine sunt mulți alți telespectatori. Știu că se dorește introducerea în școli a unei ore de educație sexuală sau cum se numește ea, că nici nu știu exact. Pe surse, mai știu că programa, ca să-i spun așa, sau noțiunile care s-ar putea să fie dezbătute la această oră introdusă în școli, deci pe noi părinții nu ne-a întrebat nimeni nimic. Nu este tocmai ceea ce trebuie, adică lucrurile nu sunt cât se poate de clare și de explicite. Ce puteți să-mi spuneți despre lucrul ăsta înainte de a-l dezvolta eu mai bine? Nici nu vreau să fac foarte mare tam-tam astăzi, dar probabil că va urma într-un viitor foarte apropiat pe tema asta. Că nu mi se pare normal. Adică e normal până la un anumit punct, dar de la un anumit punct mie mi se pare că iese din sfera normalului, oricât de normal ar dori alții să facă să pară acest lucru. Este o inițiativă legislativă a colegilor de la USR. Așa. Această inițiativă legislativă a trecut în cursul anului trecut cu mențiunea ca aceste ore opționale, mă rog, să fie, dacă se vor face, să fie făcute doar cu acordul părinților. Legea a fost retrimisă de către președintele României și în momentul de față ea se află la comisiile de specialitate la Senat, urmând ca apoi, după
votul din Senat să vină la Camera Deputaților pentru care este o cameră decizională. Cine ce... Știți cumva cine este inițiatorul? Sau semnează mai mulți parlamentari ISR? Că USR, cam și o este o doamnă, o doamnă parlamentar de la USR, dar bineînțeles cu susținerea colegilor. Păi, măi, doamnă dragă parlamentar de la USR, acum vorbesc, îmi pare rău, nu faceți abstracție de ce spun eu. Doamnă dragă parlamentar de la USR, iată, mi s-a și întunecat imaginea în spate când am început să spun lucrul ăsta. Dumneata, în calitate de parlamentar, nu știi că pentru modificarea sau introducerea unor ore suplimentare în programa școlară, chestia asta ar trebui să facă prin legea educației, nu printr-o altă lege. Eu nu înțeleg cum este, ești membru acolo în comisie, doamna. Da, într-adevăr, așa cum există Constituția României, cartea de căpătâia noastră, și legea educației prevede tot ceea ce înseamnă, începând de la programe școlare, curricule și așa mai departe, absolut tot. E firesc ca această decizie să fie luată, este o decizie administrativă în cadrul Ministerului Educației. Acum, vedeți dumneavoastră, parlamentarii vin cu foarte multe inițiative. Da, au foarte multe idei unii dintre ei. Înainte, eu cred că mai ales atunci când e vorba de anumite aspecte delicate, înainte de a veni și a încerca să faci revoluție, e foarte important să asculți părerea cetățenilor acestei țări. Pentru că există foarte multe neajunsuri în țara noastră. Există foarte multă tristețe, mai ales în acest an, atât de încercat după un an foarte greu cu această pandemie. Ori, ca să vii acum cu aceste aspecte care oarecum bulversează societatea, într-adevăr. Ar bulversa dreptul... în condițiile în care legea va fi adoptată și pusă în practică, așa cum știu eu pe surse, că ar trebui să fie. Lucru care mie nu se pare normal, deci ce am citit acolo mi se pare mare prostie, în afară de asta, doamna Intotero. Cine predă la orele alea de curs? Da, este și asta o mare cine problemă. Cine predă? Da, este adică, și cum se vor numi? Ore, sexologie? Cum se va numi? Că nu înțeleg. Deci, din păcate, conform unui studiu transmis de la UNICEF, România se află pe locul 2 în Uniunea Europeană ca rată a natalității în rândul adolescenților. Adică pe românește însă, foarte multe sarcini și naște chiar în rândul adolescenților. Însă, e nevoie de educație pentru sănătate. Dar pentru a putea face această educație pentru sănătate, este nevoie de o atenție din partea Guvernului României pentru domeniul de educație. Și am să vă explic. Ca să fim sănătoși, ca să avem o educație pentru sănătate, cred că este absolut obligatoriu ca în fiecare instituție de învățământ cu personalitate juridică să avem un cabinet medical. Să existe un medic, să existe persoane abilitate care, la un moment dat, la o anumită vârstă, să intre și să aibă discuții despre educația pentru sănătate cu elevi, separat fete, separat băieți, așa cum s-a făcut dintotdeauna, cu acceptul părinților. Nu poți să vii să fii agresiv. În fiecare instituție de învățământ este absolut nevoie de un consilier, de un psiholog. În momentul de față, se spune că există un psiholog la 800 de elevi. Cam nu așa. Este așa. Există unități de învățământ unde un psiholog este pentru 1500 de elevi. A, deci mai imaginați-vă, după un an atât de greu, acesta al pandemiei, foarte mulți elevi au trăit multe ore singuri pentru că părinții au fost nevoiți să meargă să muncească. Bineînțeles că a fost această posibilitate pentru ca părinții să-și ia liber să stea acasă cu copiii. Am trecut câteva ordonanțe, chiar prin Parlament în acest sens. Dar cu ce să trăiască? Și atunci, părinții care au avut copii mai mărișori, mă refer, clasa 3-a, 4-a, 5-a, au preferat să meargă la muncă pentru a primi salariul integral și acei copii au rămas acasă. Care au putut, n-au putut să intre online și să urmeze cursurile, care n-au mai putut să iasă din casă să socializeze, care n-au mai putut să meargă să-și vadă bunicii de teama ca nu cumva să îi îmbolnăvească. Deci a fost și există încă un impact emoțional asupra acestor copii. Deci
cred că este bine să fie educație pentru sănătate, făcută de specialiști, făcută cu acceptul părinților și nu putem să fim atât de agresivi fără să consultăm poporul român. Noi suntem trimiși acolo în Parlament, fiecare dintre noi, de cetățenii unui județ. E foarte important ca această consultare, atunci când vrei să vii cu proiecte îndrăznețe, să fie făcută de la oamenii locului, de la oamenii care ți-au dat ție încrederea. Doamna Natalia, nu pot să nu vă întreb lucrul ăsta, pentru că sunteți, adică ar fi meschin din partea mea să nu vă întreb. Sunteți în Comisia pentru Educație. Știu că deja există un draft și s-ar putea să știți mai multe. Acum, eu nu vreau să vă trag de limbă, dar în propunerea asta de introducere de ore pentru copii, chiar opțională, se vorbește cumva și despre sexul între persoane sau, mă rog, cum s-o numi, sexul între persoane de același sex? Am să vă pun la dispoziție această propunere legislativă care este publică până la urmă. Da, se vine cu anumiți, cu introducerea unor termeni, manuale de specialitate. Repet, cred că educația pentru sănătate este benefică, cu acceptul părinților, și aceasta trebuie să fie făcută de specialiști, care în momentul de față nu prea îi avem. Apropo de specialiști, să nu uităm că anumite înclinații care astăzi ni se par normale, mai mult sau mai puțin, până în urmă cu vreo 15 ani, 16 ani erau încadrate la capitolul boli psihice. Și apropo, să știți că ore de educație pentru sănătate, ca opțional și în momentul de față, desfășoară foarte multe unități de învățământ. De fapt, aceste materii opționale vin făcute la solicitarea elevilor, în funcție fiecare de ceea ce își dorește să studieze din oferta educațională, cu consultarea părinților, de asemenea foarte important. Repet, educația a primit un buget foarte mic și în acest sens, având în vedere că Comisia Europeană a venit cu anumite, să spun așa, sugestii de o regândire a acestui program național de reziliență, care l-au pus din nou în discuție, eu personal mă voi strădui ca măcar de la acest proiect educația să primească mai mulți bani. Și în acest sens, zilele trecute, la începutul săptămânii în curs, am avut o întrevedere cu doamna consilier prezidențial pe probleme de educație, Licia Deca, dar și cu colegii parlamentari din cadrul Comisiei de Educație și nu numai, cu europarlamentari, și am propus ca imediat după dezbaterea bugetului și adoptarea acestuia să avem o dezbatere pe marginea acestui program. Ne dorim o sumă mai mare de bani pentru acest program, pentru că există foarte multe neajunsuri în educație. În primul rând, putem stopa rata abandonului școlar dacă elevii au posibilitatea să meargă la școală și în momentul de față transportul pentru elevi este o problemă, și atunci eu personal voi veni cu propunerea ca în cadrul acestui program să existe transport gratuit pentru toți elevii din România, cum? Prin achiziționarea unor mijloace de transport conforme Uniunea Europeană, care să vină și protecția mediului, mijloace de transport ecologice, să fie date autorităților locale, să putem să avem și noi, ca în Uniunea Europeană, să vină să ia copilul de acasă în fiecare dimineață, la o anumită oră, tu, părinte, să știi că este lăsat în siguranță și adus. Apoi, masă caldă pentru toți copiii din România, mă refer la instituțiile masă de învățământ. Caldă. Da. Așa. Mă refer la instituțiile de învățământ care au, în momentul de față, cantine sociale, dar unde nu există cantine sociale, în momentul de față, să se meargă prin firme de catering, dar să se dea posibilitatea primăriilor să construiască aceste cantine sociale. Bineînțeles că meniul să fie făcut în prezența părinților și cu specialiști și nutriționiști. Din păcate, România... Dacă le face guvernul PNL, eu mă îndoiesc că vor avea succes. Acum, eu repet, eu n-am nicio afinitate politică, dar am ordonanța 115 pe 2020, care este elocventă,
în care au primit un card, parcă de 180 de lei, poți cheltui maxim 40 de lei pe zi și unii dintre ei primesc tot așa, era acum să caldă pentru persoanele defavorizate, unii dintre ei, îmi spunea un coleg de-al noastră, că au primit hrană rece. Deci, deși pe hârtie spune hrană caldă... Să știți că acolo, deci în unitățile administrativ-teritoriale în țară, unde primarii au avut posibilitatea și au extins ei acest program, a crescut participarea elevilor la educație. E foarte important. Pentru că încă gradul de sărăcie în România este considerabil. Deci dacă i-am ajutat cu transportul, cu masa caldă, eu sunt convinsă că am avea și o participare mai mare din partea elevilor la învățământ și o masă caldă sănătoasă, pentru că, din păcate, România se află pe locul 3 în lume ca rata obezității infantile. Și aici, din cauza alimentației și mai departe, apar toate celelalte probleme. De asemenea, cred eu că este foarte important în școlile de arte și meserii să existe aceste fonduri prin intermediul cărora acele săli de pregătire a specialiștilor pe meserii să fie dotate. Nu s-au mai făcut dotări de foarte mult timp. Am văzut din partea guvernului că se pune un mare accent pe digitalizare. Da, e foarte importantă și digitalizarea. Dar să nu uităm că hainele pe care noi le purtăm sunt făcute de croitori, de meseriași, încălțămintea la fel și multe alte domenii de activitate. Deci avem nevoie și de meseriași. Și de aceea eu consider că o investiție... Deci, învățământ dual. Da, în învățământul dual este foarte importantă. Nu în ultimul rând, consider că prin intermediul acestor fonduri se poate cumva recupera decalajul acestui an, în sensul că profesorii care... și nu numai profesori, cadrele didactice nu mai beneficiază de creșteri salariale așa cum ar fi trebuit, așa cum prevede legea salarizării unitare, deci anul acesta nici vorbă, pentru a putea fi încurajați, ei pot să beneficieze de acel stimulent financiar pentru orele remediale. Și aceste ore remediale necesită a fi făcute pentru a recupera cumva pierderile pe care elevii, din păcate, le-au avut în anul trecut. Bun, dumneavoastră vă propune, vă doriți masă caldă pentru elevi, vă doriți construirea de cantine acolo unde nu sunt, dar credeți că veți reuși în condițiile în care, iată, bugetul alocat educației, sănătății, este de datoria noastră să ne străduim. Este de datoria noastră să luptăm pentru cei care ne-au trimis acolo în Parlament, să reprezentăm fiecare județ al țării. Mai departe, cei care nu înțeleg aceste necesități, cei care nu vor să coboare între oamenii de rând, între oamenii care, până la urmă, prin votul lor, fiecare cum a considerat că este mai bine, au dat posibilitatea ca acest guvern să existe în momentul de față. Vor fi sancționați, dar din păcate, până se va ajunge la acel moment al sancțiunii din partea electoratului, adică mă refer anul 2024, România și românii, noi cu toții, vom pierde foarte, foarte mult. Nu înțeles. Ce ziceți de moțiunea simplă care a fost respinsă împotriva Ministrului Sănătății? S-a văzut încă o dată coagularea forțelor de dreapta pentru a-l apăra... Nimic de fonduri. L-au susținut ăștia să rămână în funcție? Nu pentru a-l apăra pe Ministrul Sănătății, oricare altul ar fi fost în locul lui de la un alt partid, vă spun eu că și-ar fi dat demisia după ceea ce s-a întâmplat. Din păcate, sunt foarte mulți miniștri care nu au înțeles și nu vor să înțeleagă. Momentul în care ajungi să ocupi o astfel de demnitate, tu trebuie să fii martir, trebuie să ai toată înțelegerea și susținerea din partea celor de acasă, pentru că îți vezi familia foarte rar și trebuie să fii prezent în teritoriu, nu doar în birou la minister, pentru a lua contact cu problemele reale ale cetățenilor. Deci ar fi trebuit ca acest domn ministru să fie prezent în toate spitalele, cel puțin spitalele mari din județe, din țară, și se putea, dacă și-ar fi dorit acest lucru, și să identifice soluții, pentru că au susținere și la Parlamentul European și la Comisie, au susținere pentru a veni cu soluții rapide
pentru a nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat. Deja în decurs de un an am avut două incendii unde foarte mulți oameni și-au pierdut viața. Foarte mulți din oameni păcate. Și există această temere cu câți cetățeni discuți să ferească Dumnezeu să nu trebuiască să ajungi în spital, că te gândești dacă nu poți să fii și tu unul dintre... Așa este. Doamna deputat, ar mai fost multe de discutat, dar probabil că într-o emisiune viitoare. Timpul e nemilos cu noi. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și vă doresc succes în activitate. Și eu vă mulțumesc și să ajute bunul Dumnezeu ca data viitoare când ne întâlnim să putem privi așa cu optimism, să putem privi cu optimism, adică e foarte greu ca acest guvern să fie demis, pentru că cei care formează această majoritate nu vor să lase puterea. Noi ceilalți suntem în minoritate și mi-aș dori să fie mai înțelepți și să fie aproape de cetățeni. Am înțeles. Stimați spectatori, Natalia Elena Intotero, deputat PSD de Hunedoara, a fost invitată la Futurul cu Ghimb. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine! Fotoliul cu ghimb. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie fotabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresat? Cât a costat? Adrian Simon, numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.